Bine v-am găsit! Astăzi voi face o rețetă de pâine care iese foarte pufoasă și în același timp elastică. Am să dau două trucuri care ajută la obținerea acestei pâini și, în afară de aceasta, o fac cu adaosuri de plante aromatice, semințe de chia, de in, care îi conferă un plus de minerale, antioxidanți, uleiuri esențiale. Voi lucra în mașina de pâine, voi pune prima dată 375 ml apă. Am măsura de la mașina de pâine, măsura mare, câte una de semințe de chia și semințe de in. Voi pune o măsură mare de ierburi aromatice, ierburi de Provence. Și o măsură mică de coada calului. Coada calului are un conținut foarte mare de calciu. Două măsuri de zahăr. Măsuri mari. O măsură jumate cu măsura mică de sare. 50 ml ulei, am să pun ulei de floarea soarelui sau se poate pune ulei de măsline. Două linguri de oțet de mere. Oțetul are proprietăți antibacteriene și în același timp ajută ca pâinea să fie mai pufoasă. Voi adăuga făina, 675 de grame. Deocamdată nu am să pun drojdia. Am constatat că dacă pun drojdia după ce fac aluatul, crește mult mai mult și este foarte pufoasă, foarte elastică. Am să pun cuva în mașina de pâine. Am dat drumul la mașină. Setez programul de frământare deocamdată de 10 minute. Și pornesc. Îl las acum 10 minute până când se formează aluatul, deci nu am pus încă drojdia. Ce am constatat cu această pâine, o folosesc cam de 3 ani și am văzut că în această perioadă nu am mai răcit și parcă mă simt mult mai bine. Deci am înlocuit pâinea din magazin cu pâine făcută acasă. Se face foarte simplu, merge repede, iese și mult mai ieftină și în același timp are proprietăți mult mai bune decât pâinea din comerț pe care o găsim, care multă este făcută din aluat congelat și plus lipsită de orice principii active. S-a terminat ciclul de preparare a aluatului. Acum voi pune drojdia peste drojdie uscată 7 grame. O presar peste aluat. Închid capacul mașinii, setez pentru pâine pe programul 2 gradul de coacere și pornesc mașina. Va merge 3 ore și 15 minute cu toate fazele: formare aluat, frământare, creștere, coacere. Deci acum nu rămâne decât să aștept 3 ore și 15 minute, după care o mai las o jumătate de oră la condiționare și abia apoi o scot. Acum mașina semnalizează, pot să o scot, să scot aluatul din ea.
Sau să adaug ceva semințe. Am să scot aluatul. Am pus în vas puțin ulei ca să pot să desprind mai ușor aluatul. Acestea sunt agitatoarele. Le scot și le spăl. Așa, în pâine se va vedea doar o gaură foarte mică care reprezintă axul pe care pun agitatoarele. Așa, și pun aluatul înapoi în cuvă. Îl uniformizez puțin. Normal am în jur de 10 minute pentru această operație, dar merge mult mai repede. Când fac cozonac, durează puțin mai mult, că trebuie să întind foaia să adaug nuca. Dar așa aici e simplu, că nu am depus nimic. Așa, și acum închid capacul și mai am 1 oră și 46 de minute până când pâinea e gata, și apoi o las 30 de minute la condiționare. Acum o las să lucreze. Încă e destul de caldă, am să o acopăr cu un prosop și o las așa până se răcește. Pâinea are o greutate de 1040 de grame, deci aproximativ 1 kg și înălțime de 15 cm. Voi tăia pâinea în două. Nu lasă nici foarte mult miez când se taie. Uitați ce elastică este, exact ca un burete, pufoasă și foarte elastică. Este o pâine extraordinar de bună, sănătoasă. Încercați să faceți această pâine și sigur o să mulțumiți. Vă doresc multă sănătate și poftă bună!